Săptămâna viitoare la Dej va avea loc o campanie de donare de sânge organizată de către Centrul de Transfuzii Cluj-Napoca în colaborare cu Spitalul Municipal Dej. Campania va avea loc marți de la ora 8:30 și se va desfășura în fosta policlinică la etajul 2, la punctul de recoltare a Spitalului Municipal Dej. La această campanie pot participa persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani, care au o greutate minimă de 50 de kg și care nu au afecțiuni de piele sau operații de ulcer. Campania va fi în ziua de marți, 18.10.2011, la orele 8.30, repet, în fosta policlinică, la etajul 2, la punctul de recoltare al laboratorului Spitalului Municipal Dej. Rog populația să participe în număr cât mai mare. Se efectuează gratuit analizele pentru virus și hepatitici A, B, C, anti-HIV, anti-sifilis. Fiecare donator va beneficia și de anumite facilități, 7 bunuri de masă plus o adeverință cu ajutorul căreia se va obține o reducere de 50% pentru transportul în comun pe timp de o lună, precum și o zi liberă de la servici. Pot participa persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani și care au o greutate minimă de 50 de kg și cu tensiune arterială maximă de 20 ml coloană de mercur și cea minimă de 10 ml mercur. Persoanele care au afecțiuni de piele, sechele pulmonare sau sunt operați de ulcer nu pot participa sau care au donat sânge în ultimele 60 de zile. Cu această ocazie, managerul Spitalului Municipal Dej, Mihai Pandrea, face un apel către cetățenii municipiului Dej să vină într-un număr cât mai mare pentru a dona sânge. Prin acest lucru va fi ajutat și o persoană fizică, Pașca Pomihai, care a fost diagnosticat cu leucemia acută mieloidă. Și profitând de toate aceste ocazii, rog populația din Dej și din comunele alăturate să participe în număr cât mai mare la această campanie de donare, să se gândească că fac un bine. Cum credeți că vor reacționa dejenii la această inițiativă? Păi eu sper să reacționeze cât mai bine și să participe în număr cât mai mare, pentru că este o criză majoră de sânge la nivelul centrului de transfuzii a județului Cluj, la centrul de transfuzii din Cluj-Napoca, și cu sânge se salvează vieți. Deci, practic, la o singură donare, o persoană poate salva până la 3 vieți.